Anul școlar 2015-2016 a debutat și pentru micuții înscriși la Clubul Copiilor. Instituția a avut festivitatea de deschidere de an joi, 1 octombrie. Curtea a fost plină de micuți veniți însoțiți de părinți care se pot bucura de acum înainte și de alte 4 noi cercuri. Emoțiile, dar și curiozitatea unui nou început nu au lipsit nici ele. Ca un semn așa divin, a ieșit soarele și sper să fie de bun augur pentru activitățile clubului nostru. Spre deosebire de anul trecut, când aveam matematică aplicată, informatică, navomodele, karting, dans popular, ecologie și atelierul fanteziei și teatru, da? Am mai înființat încă 4 cercuri și anume dans modern, care a fost foarte binevenit pentru toți copiii, limba engleză, germană și spaniolă. Puține. Ai mai fost și înainte? Da. La ce cer? La matematică. Și acum? La fel. Îți place matematică? Da. Da. La ce cer particip? Îți place? Ai fost și în alți ani? Sau e primul an? E primul. Și de ce ai vrut să vii? O veste bună este și faptul că micuții se pot bucura de acum de săli de clasă renovate. Aici își vor desfășura orele după un orar ce va fi stabilit în zilele următoare cu profesorii lor. În sălile unde astăzi se desfășoară aceste noi activități, anul trecut se desfășurau altele care nu mai erau chiar atât de căutate de copii, am renovat și am creat un ambient frumos unde copiii să se simtă bine. Unul din obiectivele conducerii unității de învățământ de anul acesta este de a fi identificate preocupările și interesele copiilor. Așadar, se are în vedere efectuarea de sondaje la nivelul instituțiilor școlare pentru a-i întreba pe copii ce activitățile stârnesc curiozitatea și astfel să fie îmbunătățit oferta de anul viitor a Clubului Copiilor. Până atunci însă, micuții vor descoperi noutățile din acest an școlar. Le urez tuturor copiilor succes în anul școlar nou început la școală, cât și în activitățile desfășurate la Clubul Copiilor.